Bună seara, dragi prieteni! Sunt Doru George Pascal și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Lumea în care trăim. În cursul normal al vieții se nasc mulți bărbați sau femei cu talente din cele mai remarcabile, dar ocazional, într-un mod ce transcede natura, un singur om poate fi dăruit de ceruri cu atâta frumusețe, grație și talent, încât îl depășește de departe pe ceilalți. Toate realizările sale par mai degrabă de inspirație divină decât izvorând din aptitudini omenești. Trebuie să recunoaștem că acesta este cazul lui Leonardo da Vinci, un artist de o frumusețe fizică remarcabilă, care emana o grație infinită prin tot ce făcea, care a cultivat geniul său atât de strălucitor, încât toate problemele pe care le-a studiat au fost rezolvate cu ușurință. Acestea au fost și rămân cuvintele lui Giorgio Vasari, biograful lui Leonardo da Vinci. Tema acestei emisiuni am intitulat-o Leonardo da Vinci 500 de ani, întrucât pe 2 mai anul curent s-au împlinit 500 de ani de la trecerea în eternitate a celui care a fost Leonardo da Vinci, un geniu al Renașterii. Alături de mine, invitatul serii este Mircea Nanu Muntean, din partea Societății Științifice Signus. Bună seara, Mircea, și îți mulțumesc pentru prezența ta la această temă. Bună seara, mă bucur că asist la un asemenea eveniment. Leonardo este un personaj și o personalitate despre care putem vorbi la nesfârșit. A zis că asupra lui s-a coborât grația divină, cu toate că el se declara ateu. Într-adevăr, așa este. Interesant acest aspect, pentru că el în arta sa vizuală, mai ales, a pictat multe capodopere care înfățișează pe Iisus Hristos, apostolii și așa mai departe. La vremea aceea. Era o tematică dorită chiar. Să nu uităm că era perioada când religia impregna o minunată revoluție, să spunem așa, în perioada Renașterii. Este un Martin Luther care, protestant fiind, introduce acel tip de protestantism luteranist. Este Jean Calvin, care, tot protestant fiind, introduce calvinismul. O perioadă... Și perioada artistică de vârf, de vârf, de vârf, de apogeu al Renașterii. Să nu uităm că contemporan, cu toate că mai tânăr decât Leonardo, a fost rivalul lui. Michelangelo Buonarroti. Michelangelo Buonarroti. Contemporan, tot mai tânăr decât Leonardo, a fost Rafael Sanzio și alți mulți, mulți. A studiat în atelierul lui Verrocchio, un alt mare pictor. Și șirul poate continua, pentru că atunci au explodat marile talente, în special la Firenze, la Florența. Și interesant, dacă vorbim de Florența, este interesant o idee pe care am citit-o, nu mai rețin unde, dar am citit-o. Așa e. Că în zona Florența s-au refugiat dacii care au plecat împreună cu romanii după stăpânirea romană din țară. Deci s-ar putea ca un sâmbure al exploziei acestei artistice, pentru că Florența este cea mai puternic impregnată cu artă. Încărcată cu artă, exact, și cu artiști. S-ar putea să fie și o genă a dacilor plecați de aici. De ce să nu ne tragem și noi spuza pe turta noastră? Absolut. Cuvântul, filonul ăsta al dacomaniei, exact, predomină. E foarte bine că predomină, pentru că iată a sosit timpul în care oamenii trebuie să-și cunoască izvoarele adevărate. Pentru că adevărate, ai zis cuvântul. Ăsta este cuvântul. Pentru că istoria, după cum știm, scrisă fiind de cei puternici, uneori nu acceptă anumite momente istorice în ca să le dea în folosul națiunii, ci le ascunde în sertare neștiute. Momente adevărate, da. Care pot apărea sau pot să fie șterse complet din istoria unui popor sau a omenirii în general. Mai vreau să spunez un fapt. Interesant este timeline-ul. E un lucru care mi-a plăcut totdeauna să-l fac. Ce se întâmpla acolo când acolo se întâmpla cealaltă. Corect. În timp ce Leonardo da Vinci, în timpul vieții lui, care a fost între 1452-1519, a fost domnia lui Ștefan cel Mare la noi, în Moldova. Așa este, secolul 15-16. Exact, deci 1457-1504 a domnit Ștefan cel Mare. Iată, când noi ne luptam cu turcii, Leonardo picta Gioconda. O mică diferență de echilibru și de în timpul lui Ștefan cel Mare.
Se construiau biserici, se mănăstiri. Se construiau biserici, dar la sfârșitul domniei lui Ștefan, populația Moldovei era cu 2-3 mai mică decât populația la începutul domniei lui Ștefan. Și ce n-am putea să spunem că și Moldova a fost impregnată de un stil de renaștere? Renașterea da. Moldoveană în timpul lui Ștefan cel Petru Mare. Petru Comarnescu, istoricul de artă care este, nu este originar de la noi, dar a cerut să fie mormântat la Voroneț și este mormântul lui la Voroneț, la Petru Comarnescu, unul dintre cei mai mari critici de artă de la noi, cei istorici de artă, a comparat judecata de apoi de la Voroneț, de pe peretele exterior, cu Capela Sixtină. Deci, cum am spus, că este Capela Sixtină a României și n-a fost contrazis. Care știm, pictată de Michelangelo. Exact, exact. Tot perioada asta renascentistă aduce în față pe un mare savant și astronom, Nicolaas Copernic, Copernicus, cum mi se spunea în latină, și un mare, iarăși, filozof și literat, Niccolò Machiavelli, exact. Care scrie faimoasa lucrare Principele. La un moment dat, Da Vinci a colaborat cu Machiavelli, dacă nu mă înșel, da, la da, da. Proiectarea unui baraj. Da, da. Care să alimenteze cu apă ori Firenze, ori Milano, nu mai știu precis. Subiectul lucrării Principele era legat de un faimos nume al vremii, Cezare Borgia, un odios membru al familiei Borgia. Și, în fapt, el... Un singur odios. Au fost mai mulți. Un singur odios. Așa este, întreaga familie Borgia. Să nu uităm și de sora, Borgia. Lucreția Borgia, la exact, fel. Exact. Corect. Este vorba despre zona politică a vremii, de câștigul politic, de câștigul prin război și așa mai departe. Să nu uităm că Leonardo da Vinci s-a învârtit în cercuri foarte înalte ale acelei vremi. Cele mai înalte, probabil. În cercul familiei de medici, în cercul familiei Sforza și în cercul familiei Borgia, care și, a dat papi... Și la finalul vieții, regele Francesc I al Franței. Exact. Se știe foarte bine că Franța a atacat des orașele stat italiene. A fost tot timpul o disensiune între cele două, să spunem, țări, deși este impropriu că atunci erau orașe-stat. Franța era o țară, cu toate că era și împărțită de niște ducate, mai puțin independente, pe când actuala Italia erau multe state independente, cum era Florența, Milano, Toscana, Veneția. Da. Exact. Leonardo da Vinci se naște în 15 aprilie 1452 la Anchiano, este una din variante, unde se află casa în care s-a născut Leonardo și unde se află foarte multe din desenele sale legate de natură. Italienii din Anchiano au ținut foarte mult la acest aspect, Anchiano fiind la 3 km distanță de localitatea Vinci, din Ținutul Toscana. Asta e Da Vinci. Siero da. Da Vinci. Numele său, era Leonardo. Da Vinci, Leonardo, fiul, Leonardo, fiul domnului Da Vinci. Nu, Leonardo di Ser Piero Da Vinci. Da. Leonardo, fiul lui Ser Piero da. Din Vinci. Însă Leonardo n-a fost de acord să poarte numele tatălui său, numele fiind Ser Piero. Tatăl său a iubit o țărâncuță pe nume Catarina. Catarina sau Catarina. Și din fructul iubirii lor s-a născut Leonardo, care și-a dorit tot timpul să își spună Leonardo da Vinci, Leonardo din Vinci, iar picturile sale le semna scurt Leonardo. Pentru că a acuzat foarte mult faptul că nu a trăit lângă un tată, un bărbat adevărat. În prima parte a vieții, când a stat cu mama lui. Cu toate că... Între 3 și 5 ani a stat cu mama lui, exact. Și ulterior a stat cu unchiul său din partea tatălui, care l-a iubit extrem de mult la și a ținut foarte mult la el. A stat în atelierul lui Verocchio. Dar mai există o legendă că mama lui Leonardo da Vinci n-ar fi o țărâncuță din zonă, ci ar fi o sclavă arabă eliberată și creștinată. Da, da, exact. Asta este a doua variantă. Singurul lucru care este adevărat este faptul că o chema Catarina.
acum variantele că a fost o țărâncuță sau că a fost clava lui acest Ser Pietro, care era notar, un notar florentin, destul de bogat. La vremea aceea notarul ocupa și funcția de avocat. Noțiunea de avocat nu exista. Exista noțiunea de notar care incuba și noțiunea de avocat. Și era foarte bine văzut. El era mai tot timpul plecat în Florența cu probleme, cu afaceri, stilul notarului acelor vremuri. Notarii sunt oameni săraci, ai săraci. Da, săraci de ei. Așa este. Să nu uităm că trăim într-o vreme în care și Inchiziția începe să-și facă prezența. Și un lucru extrem de important este faptul că Inchiziția urmărea pe cei care propagau sodomia. E bine de subliniat aici că sodomia nu era obligat, nu era, era mai mult decât homosexualitate. Toate celelalte perversiuni, în afară de actul sexual clasic, erau socotite sodomie. Sodomie, da. Mai că, din fericire, în zona asta a Italiei, a Republicilor Italiene, Florența mai ales, în Firenze, nu, era mai puțin ușor mai puternică, era puțin mai puțin puternică Inchiziția ca în Spania. Așa în este. Spania au fost câteva mii de autodafeuri. Câteva de mii acolo de... a și plecat Inchiziția, da, exact. De fapt. Îl știm foarte bine Ignaciu pe Torquemada. Și Torquemada. S-au inventat și acele patrule ale nopții care pur și simplu bântuiau prin orașul stat ca să depisteze bărbați încurcați sau alte probleme de genul acesta. Da, asta l-a existat și un proces celebru în urma unui denunț anonim. Cu Starelli. Da, în care erau implicați 5 tineri. Noroc că... Două luni a stat închisoare, da. Leonardo da Vinci. Noroc că între acești 5 tineri erau și doi, unul sau doi de... Unul era din familia Medici. Exact, și atunci s-a șters. Lorenzo de Medici l-a eliberat pe fratele său și totodată pe Leonardo, la care a ținut enorm. De fapt, se știe foarte bine că familia Medici era o familie care iubea arta, finanța arta. Pur și simplu făceau orice pentru arhitectură, pentru artă, pentru tot ce-i frumos. În grădinile familiei Medici era o adevărată școală de pictură. Erau strânși enorm de mulți pictori celebri ai vremii. Stai să vedem de ce vorbim noi despre Leonardo da Vinci. Ce era, ce știa Leonardo da Vinci să facă? El a știut foarte multe lucruri. Mai bine să spunem ce nu știa, că e mult mai ce nu știa, da. Exact. Deci, a fost și inginer, și geolog, pictor, în primul arhitect. Rând, dar cu toate că n-a fost pictura în primul rând, dar pictor, n-a decât vreo 20 de lucruri cunoscute. Anatomist celebru. Să ținem cont că făcea disecții pe cadavre și studia foarte mult. Chiar a studiat, I s-a permis oficial. Foarte, biserica era extrem de draconică, nu permitea acest lucru. Ajunsese să facă studii și pe inimă și pe vasele de sânge și n-a reușit să înțeleagă totuși legătura inimii cu arterele, cu vasele de sânge, circulația. El la un moment dat a zis așa că inima și cu creierul sunt un întreg organ, iar în inimă se află spiritul. Asta era concepția lui. Și astăzi, dar mult... sufletul meu e aici, nu e aici. Exact. Așa este. De aceea se spune că iubirea pornește din inimă. Exact, exact. Mai fost poet, urbanist, muzician, inventator, inginer și multe altele. Deci a fost un polimat. Ce înseamnă polimat? Acel homo universale. Homo universalis. Om care știe de toate. Foarte puțini polimați au fost în lume. Printre altele, polimat îi putem spune și lui Vitruvius, cel a cărui schiță a făcut omul lui Vitruvius, a făcut-o Leonardo da Vinci, acolo da. Omul perfect, omul cu proporții perfecte. Vitruvius fiind și el, la rândul lui, inginer, inventator de arme, arhitect, scriitor, cam din anii 80 și înaintea noastră, adică înaintea de Hristos. A fost militar în armata lui Iulius Cezar. Da. Omul vitruvian, numele complet fiind Le proporzioni del corpo umano secondo Vitruvio, un desen din 1490 remarcabil făcut în acuarelă și în
cerneală, dar în sepia, da. E un simbol care la ora actuală se folosește foarte mult în... A fost folosit și răsfolosit. În conferințele științifice, în fel și fel de acțiuni care țin de știință, pentru că aici Leonardo a vrut ca să facă, de fapt, să realizeze proporțiile perfecte, omului, perfecte. Ale unei ființe umane. Și uite, dacă măsurăm și dacă aplicăm șirului Fibonacci, acea spirală care este în natură peste tot, în natură, vedem că se potrivește perfect cu șirul lui Fibonacci, cu proporția de aur, dacă vrei. Da. Ceea ce au făcut mulți pictori, mulți dintre ei, din instinct, din talent născut, din divinitate. Dacă iei și măsori multe tablouri în care, de care nu știm că pictorul a aplicat proporția de aur, dar el a aplicat-o instinctiv. Ce înseamnă talentul și ce înseamnă studiul intens. Exact. Tot legat de anatomie, este primul care a făcut disecție pe o femeie însărcinată și în interior copilul respectiv. Copil în uter. Care l-a făcut puțin mai voinic, mai musculos, să-i spunem așa, copilul. Dar, mai vizibil. Dar a realizat... De câte ecografiile. Exact, a realizat existența acelui făt în uterul matern. A fost un extraordinar studios. Se spune că cei care fac mai multe lucruri, cum a fost cazul lui Da Vinci, Homo Universalis, da? La un moment dat, în epoca modernă, mai ales și contemporană, se spune că ești diletant, adică faci din toate și nimic. Da, puțin din toate câte nimic. Da, și îți iese, dar tu le știi pe toate. Ceea ce nu a fost cazul lui Da Vinci. Exclusiv, nu, sub nicio formă. Da Vinci aici chiar a fost un studios. În afară de disecțiile pe oameni, care au fost permise de biserică, ceea ce e un lucru... Alți anatomiști furau cadavre din cimitire, a făcut și disecții pe animale, de la broască până la vacă. Exact. Și a studiat în picturile sale și desenele sale, mai ales mult calul. Caii au fost un subiect predilect pentru... Printre altele și în pictură, dar în picturile lui Leonardo mai puțin, dar în sculptură, el a construit deocamdată din lut acea statuie ecvestră uriașă a fratelui lui Duce lui Sforza, care, dacă nu mă înșel... N-a reușit să termine. A rămas numai de lută, dar în timpul... Trebuia să toarne bronz. În timpul cuceririi napoleoniene, câteva tone de bronz. Soldații au tras în... Au distrus-o. Da, bronzul era pregătit, numai că în termenit războiul și în loc să-l toarne statuia, a turnat tunuri. Acea statuie Michelangelo spunea că nu o să termine Leonardo niciodată. Și așa și fost. Michelangelo, rivalul lui, cum am spus, da. Adică era mai tânăr. Michelangelo, care și el putem spune că este un om universal, pentru că a fost sculptor, a fost pictor, și ce pictor, a fost poet, poeziile lui Michelangelo au apărut și în limba română. Însă, în plus, față de Da Vinci, Michelangelo a făcut sculptura. Și în sculpturile sale apărea bărbatul, da. Extraordinar de bine realizat. Păi, statuiul lui David. Da Vinci nu s-a prea apropiat de sculptură. Sculptura nu dar a prea agreat. N-a definitivat. Asta era o caracteristică al lui Da Vinci. Da. Are enorm de multe picturi începute și neterminate. Dar apropo de Buonarroti, de Michelangelo Buonarroti, amplasarea lui David în centrul Florenței, statuia lui David. Statuia lui David, da. În Comitetul de Urbanism, care a aprobat amplasarea statuii, urbanism la vremea aceea. La noi încă nu avem urbanism decât cu titlul, dar nu se folosește urbanismul. Michelangelo a fost împotrivă ca Leonardo da Vinci să fie în comitet, dar fiind protejatul potentaților vremii, Leonardo da Vinci a fost în Comitetul de Urbanism, care a aprobat amplasarea statuii lui David în acel loc, în piața din Firenze, din Florența. Totuși, din punct de vedere artistic, ei erau pozitivi unul față de celălalt, deși în ei mocnea oarecare rivalitate. Este clar că întotdeauna în lumea artistică este acea rivalitate. În picturile lui Michelangelo Buonarroti se vede sculptorul.
se simte sculptorul, pentru că în picturile lui Michelangelo au acea finețe suavă, acel de rafinament dus în extremă. De exemplu, Verrocchio, care a fost maestrul față de ucenicul său Leonardo da Vinci, când a văzut acel îngeraș pictat... Colțișorul din tabloul, din partea dreapta jos. Pictat de da Vinci și atâta frumusețe și genialitate. Și altceva pictura, decât... Verrocchio a lăsat pictura. Da. Pur și simplu a cedat. Este un geniu fantastic. Lumea... Botanist, printre altele. Da. Lumea mai cunoaște pe da Vinci după două picturi. Este vorba de Gioconda, acea Mona Lisa, portretul Lisei Gherardini, soția lui Francesco del Giocondo, sau o altă variantă spune că ar fi un autoportret al lui Da Vinci. Acel portret, autoportret al lui Da Vinci în sepia, cu barba aia mare și așa, a fost cu ajutorul calculatorului în ziua de astăzi, există alte mijloace de a investiga, a fost suprapus și este perfect pe Mona Lisa. Acel zâmbet celebru. Enigmatic. Aici Leonardo a folosit o tehnică deosebită, care după aceea a fost folosită și de alți artiști, acel sfumato. Da. A umbrit puțin colțurile gurii și ochii și asta a dat acel zâmbet enigmatic, zâmbet care a fost de atunci discutat și de 7.000 de savanți. Unii spun că din cauza zgomotului, când vorbesc zgomot, mă refer la partea vizuală. Când deschizi televizorul și nu e nimic pe program, vezi niște puncteșoare. Da, ăla se cheamă zgomot. Da. Ei, dacă mergem într-o încăpere complet întunecată și închidem și ochii, trebuie să închidem ochii, vedem și niște puncte luminoase. Creierul își mai păsează. Și din cauza acestor puncte care se joacă, nu sunt. Se zice că zâmbetul ei, când trist, când... Există multe supoziții în legătură cu Mona Lisa de Gioconda. La fel cum există problema, dacă ne uităm la tablou, vedem că nu are sprâncene. Da. Interesant. Ei, acest aspect. Fiind făcută o analiză cu ajutorul razelor X sau ce se analizează tablourile, s-a văzut că inițial a fost pictată cu sprâncene. Dar pentru că moda vremii femeile se pensau aproape complet, a repictat zona sprâncenelor. Așa este. Gioconda din 1797 este adăpostită la Muzeul Louvre din Paris. O pictură celebră care a fost subiectul multor tentații de furt. A fost și furată. O pictură de mici dimensiuni, ușor de cărat. Da, și plus că a fost lucrată în fel și chip, parafrazată, da, copiată și așa mai departe. Replici. Și Dalí a făcut o Giocondă. Foarte multe replici. Și, bineînțeles, e foarte posibil ca la Louvre să vedem o Giocondă fie cu foarte mulți senzori de apărare, fie o copie. Asta e sigur. Fie o copie. Am avut norocul să fiu acolo, în afară de faptul că este sub sticlă și nu te poți apropia pentru că are și un șnur. Nu te poți apropia de ea prea mult. Nu sunt convins că în pivnițele Louvre-ului, în sensul de zone de conservare, n-ar exista adevărata Gioconda și asta absolut, ar fi o copie. Absolut. La ora actuală poți face o copie. Sunt ideală. Foarte mulți care realizează replici ideale. Și astăzi, în fața Giocondei, da, și în fața altor tablouri, altor pictori celebri, în Louvre și în alte muzee mari, sunt pictori cu șebalet, cu lei lângă dânsul și care copii mari tablouri. Asta înseamnă, nu înseamnă că ești copist, ci că îți perfecționezi tehnica. Rubens a copiat multe tablouri, dintre care și un tablou al lui Leonardo. Și chiar ucenici de-a lui Leonardo au făcut lucrări în stil copie, exact, ale lui Leonardo, să-și desăvârșească mâna, stilul, tehnica și așa mai departe. Luăm o scurtă pauză publicitară și revenim în studio publicitate.